Capitolul 6, de la versetul 22 până la 27 inclusiv, cuvântul Domnului spune: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze, David, Angelo și Alexio. Amin. Și să te păzească, David, Angelo și Alexio. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, David, Angelo și Alexio. Amin. Și să se îndure de tine, David, Angelo, Alexio. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine, Alexio, Angelo, David. Amin. Și să stea pacea, David, Angelo și Alexio. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Domnul. Amin. Așa cum stăm în picioare, rog pe fratele Mihăiță să... Avem nevoie de un telefon, de un microfon, cu telefoane. Ce să spun, acum e tehnologia aceasta, dar noi rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Deci un microfon și copilașul Alexio, copilul fratelui nostru Beni și sora noastră Mihaela, va fi adus și fratele nostru va înălța Domnului o rugăciune. A zis, pentru că este mic, se poate lua în brațe. Copiii fratelui nostru Nini și cu sora Victoria ne vom ruga slujitorii și vom pune mâinile peste ei și Domnul îi va binecuvânta. Amin. Frații mei, vreau să rețineți un singur lucru până fratele nostru să începe să roage pentru acel copilaș. Ați văzut, frații au cântat. Slujitorii au slujit. Fratele Mihăiță se va ruga înaintea lui Dumnezeu. Dar cel ce dă binecuvântarea este Iisus Hristos, trăiască numele Lui. Frate, vreau să roage pentru copilaș. Binecuvântatul Lui. Biserica susține cu oameni. Acolo. Vin în numele Lui Iisus Hristos, un nume care nu mi-a refuzat niciodată. Doamne, vini, Doamne, cu jertfa de mulțumire pentru dragostea și harul care îl forți, Doamne. În momentele acestea te rugăm, Doamne, să privești. În momentele acestea, acum și aici, Doamne, te rugăm și chemăm numele Tău și prezența Ta, Doamne. Căci Tu ești acela care dai binecuvântare și viața pentru veșnicie. Și ceea ce binecuvintezi Tu, Doamne, rămâne binecuvântat. Mă rog, Doamne, pentru această familie care și-au adus acest copilaș pe numele Alexandru. Pe numele de Alessio, ca Tu să-L binecuvintezi, Doamne. Să-L binecuvintezi pe Alessio, Doamne, cu sănătate. Să-L binecuvintezi, Doamne, cu înțelepciune. Amin. Să-L binecuvintezi cu viață lungă, Doamne. Amin. Doamne, când va crește, Doamne, să fie o binecuvântare. Fii cu El, Doamne, în cetate. Fii cu El, Doamne, în ogor. Binecuvintează, Doamne, de binecuvântările Tale cerești și pământești, Doamne. Doamne, ferește-L de ape. Ferește-L, Doamne, de cutremure. Ferește-L, Doamne, de tot ce este rău și stricat, Doamne. Mă rog, Doamne, să-L binecuvintezi, Doamne, cu ascultare de părinți, Doamne. Doamne, mă rog să-i dai liniște, Doamne, sufletească. Să-i dai o liniște, Doamne, la nivel de minte, Doamne. Mă rog, Doamne, să-i binecuvintezi ochii lui. Să-i binecuvintezi urechile, să-i binecuvintezi mădurarele. Fă să fie o binecuvântare pentru părinți. Fă să fie o binecuvântare pentru biserică, pentru buricul, Doamne. Mă rog, Doamne, să-l binecuvintezi, Doamne, la plecare și la întoarcere. Doamne, binecuvintează, Doamne, cu binecuvântări cerești și pământești. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, binecuvintează Palestiu, Doamne. Fă, Doamne, să fie întotdeauna cap și niciodată coadă, Doamne. Doamne, dă-i miluință la plecare și la întoarcere, Doamne. Doamne, pe tot ce pune mâna, Doamne, dă-i zbândă și binecuvântare. Iar Doamne, ne-a pus numele Tău peste Alexio și Tu l-ai binecuvântat. Amin. Amin. Fratele nostru, Biancu, fratele Nico, se va ruga pentru David. Hai, da, da. Dumnezeule Tată scump din ceruri,
Înaintea dragostei tale, Doamne, venim, Doamne, să te rugăm pe tine. Tu care aduci mângâiere, pace și iubire pe pământ, Doamne, Dumnezeul meu. Tu care ai dat binecuvântarea și o dai și astăzi, Doamne, te rugăm pe tine în numele celui drag al Domnului Iisus Hristos și marea puterii Duhului Sfânt, Doamne. Chipul și asemănarea ta, Doamne, este aici, Doamne, prezent. David, Dumnezeul meu, tu i-ai dat numele acesta, Doamne, de aceea te rog, binecuvântă-l tu, Doamne, Dumnezeul meu. El este creatura ta, Dumnezeul meu, și știu, Doamne, că ceea ce ai creat, tu ai creat totul bine, Doamne, Dumnezeul meu. Ai creat totul bun, Doamne, Dumnezeul meu. De aceea, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că l-ai adus sănătos pe lume, Doamne. I-ai dat tipul tău frumos să-l poartă pe pământul acesta, Doamne. I-ai dat picioare sănătoase, i-ai dat mâini, Doamne, sănătoase. I-ai dat o privire frumoasă, Doamne. De aceea, noi îți mulțumim pentru David, Doamne. Te rog pe tine, Creator Ceresc, Doamne, în această zi binecuvântată, să-l binecuvintezi, Doamne. Să binecuvânt smonițele lui, Doamne, ca el să lucreze totul pentru tine, Doamne. Copilăria lui să fie călăuzită de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Pentru că știm, Doamne, că dacă Tu vei vedea peste el, Doamne, nici o urgie și nimic, Doamne, în rău nu se va atinge de el. Pentru că știu că Tu ești ocrotitor, Tu ești păzitor, Doamne. De aceea te rog, Dumnezeul meu, privirea Ta, Doamne, să nu fie niciodată luată de pe David, Doamne. Tu să-L ferești de foc. Tu să-L ferești de accidente, Doamne, Tu să-L ferești, Doamne, de ape, Tu să-L ferești de boli, Doamne, urâte care sunt pe pământul acesta, Doamne. De aceea eu îți mulțumesc pentru David, Doamne, și îl încredințez în brațul Tău în această zi, Doamne. Dacă până astăzi părinții lui au avut grijă de el, Doamne, de astăzi înainte, Doamne, știu că Tu-L vei păzi, îl vei ocroti, Doamne, și vei fi cu el până la sfârșitul zilelor lui. De aceea îți mulțumim, te binecuvântăm în numele lui Iisus. Amin. Darius se va pune cu puteți tot aici sus, ca să vină la toată de el. Fratele nostru Ionica va anunța Domnul în rugăciune, în numele lui Iisus Hristos. Angelo Darius. Te binecuvântăm pe tine, Părintele Veșnicilor, și îți mulțumim pentru faptul că ești aici prezent. Privești din cerul spre noi, Doamne, în aceste momente de har și vrem, Doamne, să pui mâinile Tale peste mâinile noastre, Doamne, așa să binecuvântarea Ta să însoțească pe Darius. Credem, Doamne, că ești aici, Doamne, și mai mult decât binecuvântăm noi, ceea ce Tu binecuvintezi, rămâne binecuvântat pentru veșnicie. El are o anumită vârstă acum, nu înțelege ceea ce îi se face. Însă cred, Doamne, pe deplin, Doamne, că Tu îi vei purta de grijă, Doamne. În lumea aceasta, Doamne, pe pământul acesta, vei binecuvânta cu înțelepciune. La vremea, Doamne, când va cunoaște să deosebească binele de rău, îi vei pune în inimă, Doamne, să te aleagă pe Tine ca Domn și Mântuitor. Te face, Doamne, din el un slujitor, Doamne, pentru slava și împărăția Ta. Și o vei face, Doamne, ca numele Tău, Doamne, să fie proslăvit, Doamne, prin viața Lui. Binecuvintează-L, Doamne, cu sănătate în trup, Doamne. Binecuvintează-L, Doamne, Tatăl bun din cerul, Doamne, în orice zi, Doamne, pe drumul acesta spre împărăția Ta. Călăuzește-L Tu, Doamne, dăruiește înțelepciune, Doamne, când va merge la școală, Doamne. Dăruiește, Doamne, pricepere, Doamne, putere, Doamne, de asculta, Doamne, întotdeauna, Doamne, ocrotește-L, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și păzește-L, Doamne, de tot ceea ce este rău pe pământul acesta. Acum mă rog, Doamne, pentru părinții lui, Doamne, pentru mama lui, Doamne, pentru tatăl lui, Doamne, binecuvintează-i Tu, dă-le puterea necesară, Doamne, și să învețe, Doamne, copiii, Doamne, frica, Doamne, și temerea de Tine, în legea Ta, Doamne, pentru că astfel, Doamne, fiind învățat, Doamne, cuvântul Tău, să poată Dumnezeule veșnicilor, Doamne, să te slujească pe Tine. Binecuvintează-i pe părinți, Doamne, să poată să lucreze, Doamne, acum pentru copiii lor. Dă-le, Doamne, capacitatea, Doamne, de a fi una, Doamne, de a fi, Doamne, de a putea, Doamne, face, Doamne, tot ceea ce trebuie, Doamne, pentru copii. Ajută-i, Doamne, să aibă un caracter nobil, Doamne, astfel copii, Doamne, că se vor uita la ei, Doamne, se vadă cu adevărat, Doamne, chipul Tău, Doamne, în viața lor. Îți mulțumesc, Doamne, că ce vei face, Doamne, că aceste lucruri, Doamne, le-am cerut în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea, Doamne, încă o dată, Doamne, lasă binecuvântarea Ta, Doamne, peste această familie, peste micuțul Darius, Doamne, și astfel numele Tău, Doamne, să fie onorat, Doamne, și glorificat în veci. Amin. Amin.
Lăuda să fie Domnul! Domnul a binecuvântat pe Alexio, Domnul a binecuvântat pe David și Domnul a binecuvântat și pe Angelo Darius. Amin! Amin! Dumnezeu să vă binecuvânteze, frații mei, pentru că fratele Nini a avut dorința să facem și ungerea.